Bună seara, sunt Alexandru Răducanu, suntem la Economia 21 împreună cu Claudiu Vasile, dublu Ironman. Bună seara, Claudiu! Bună seara! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. În seara asta o să vorbim despre performanță, despre sport, despre importanța sportului în viață, în business. Dar aș vrea să începem de la acest titlu pe care tu l-ai, dublu Ironman, și să le explicăm puțin celor care nu sunt familiarizați cu această titulatură. Ce înseamnă să fii dublu Ironman? Ce înseamnă să fii dublu Ironman? Păi mai întâi cred că ar trebui să explicăm ce Ironman înseamnă un Ironman. Da, da, da. Un Ironman înseamnă un triatlon pe distanță lungă. Un triatlon înseamnă 1500 de metri not, 40 de kilometri de bicicletă și 10 kilometri alergare. Ironman înseamnă 3800 de metri not, 180 bicicletă și 42 alergare. Deci un maraton. Un maraton. Dublu Ironman înseamnă dublul acestor... Și pe care le faci continuu, nu? Le faci continuu. Ei, pauze doar dacă vrei să te hidratezi sau... În mod normal, cu cât ai pauzele mai mici, cu atât timpul pe care îl scoți la final este mai bun. Cum s-a petrecut întâlnirea ta cu sportul? Păi, cât de timpuriu? Eram de mic. Părinții m-au îndrumat către sport. Ai în familie persoane care practică sport? Nu am, doar că au fost persoane active. Au înțeles ce înseamnă mișcarea pentru un copil, sportul pentru dezvoltarea lui și m-au îndrumat către diferite sporturi când eram mic. Am făcut not, am făcut foarte mult timp fotbal, am făcut atletism. Ți-a plăcut una dintre ele mai mult? Cum de ai ajuns la... Da. Până la urmă, ceea ce faci acum se apropie cel mai mult de atletism, deși este o... Că este o probă foarte complexă, not, bicicletă, alergare, nu știu dacă se încadrează neapărat într-o categorie anume, dar... Corect, așa este. Mi-a plăcut foarte mult atletismul, mi-a plăcut foarte mult și fotbalul. Cei mai mulți ani din copilăria mea i-am petrecut, din adolescență, i-am petrecut jucând fotbal. Este un sport de echipă sau un sport singular să fii Ironman? Ironman. Ce înseamnă echipa într-o astfel de probă? La nivelul profesioniștilor este un sport de echipă. Pentru amatori, cum sunt și eu, este un sport mai mult pe partea asta individuală, pentru că practic faci toate lucrurile de unul singur. Încerci să-ți găsești nutriția, să citești cât mai mult, să discuți cu cât mai multe persoane care au mult mai multă și mai vastă experiență decât tine în partea asta de nutriție, în partea de antrenamente. Încerci, practic, testezi toate lucrurile pe tine. Eu am norocul că în cercul meu de prieteni sunt persoane care fac sport și persoane care cărora le place să facă... Și ai sparring partner, ca exact, să zic așa. Exact. Unul dintre prietenii mei, cei mai buni, prietenul meu cel mai bun, este Vincenzo Dragna, care este are titlul, ca să spun, este campion național, cu recordman național, pardon, la triplu Ironman. Împreună cu el ne facem, îmi fac antrenamentele, ieșim, ne pregătim, facem bicicleta, notăm, alergăm de cele mai multe ori împreună. Cu ce ai început? Cu notul, cu bicicleta sau cu alergarea în istoricul tău? Păi, în istoricul meu, de când eram mic, am început să not. Prima dată părinții m-au dat la not. Am făcut, când eram eu mic, erau foarte multe cluburi de not. Am făcut polo la Rapid, când eram mic. Din păcate, am avut o problemă și a trebuit să mă las o problemă la ochi, datorită clorului, și a trebuit să renunț. S-au gândit să mă duc în altă direcție, la fotbal, iar în liceu, când eram adolescent, ca să spun așa, practicam în paralel fotbal și atletism. Am ieșit vicecampion național la juniori la 4x200 de metri la ștafetă. Deci ai început de tânăr să ai performanțe.
Nu neapărat performanțe, erau chestii care te motivau, te ajutau pe tine ca tânăr să te dezvolți, să crești, să ai, să fii cumva ordonat în viață. Pentru că dacă nu aveai un program cât de cât ordonat, nu puteai să mergi la școală, să mergi la antrenamente, să... Am preferat să fac chestia asta cu sportul mult mai mult decât să fac alte lucruri care probabil mă duceau în altă direcție și mergeam la școală, am fost la un liceu de informatică cu profil de informatică, liceul nu era de informatică, profil de informatică și în același timp aveam 5 zile și pe săptămână antrenamente și o zi mergeam la fotbal că aveam meci. Există și la noi licee cu profil sportiv? Nu știu, nu mă există soluția asta există pentru tine? Din câte știu eu, există în București un liceu cu profil sportiv, există și facultăți cu acest profil. Sunt mulți tineri care merg în direcția asta, din păcate nu foarte mulți, nu atât de mulți pe cât ar trebui să avem noi ca și țară. Care este momentul cel mai greu într-un concurs? Cel mai greu moment este când treci de când te lovești de ceva, să știi să treci peste lucrul ăla, pentru că se întâmplă să ai ori o problemă fizică, ori o problemă psihică de care să te lovești, o problemă să te enerveze ceva exact, în concurs, exact, să te scoată din sărite ceva. La probele de anduranță, proba pe care am terminat-o și eu anul trecut, cea de dublu Ironman, treci de pragul celor orelor de Ironman, celor 15 ore, 12, 15 ore de Ironman, 17 ore, depinde. Treci de pragul ăsta, după 24 de ore deja corpul intră în alte, transformări și trebuie să știi să ai puterea să treci peste toate problemele pe care le... Ți-a fost frică vreodată? Frică. Pentru că la un moment dat îți forțezi corpul, la un moment dat te înșepi, ce se întâmplă dacă mai forțezi un pic? Frică, nu pot să spun că mi-a fost, că de fiecare dată m-am aruncat cu capul înainte, nu am stat să mă gândesc. Dacă stai să te gândești, probabil că nu mai faci lucrul ăla. Cât de protejați sunteți ca sportivi, apropo de acest înot, sau sunt bărci, da, dacă se întâmplă vreo da. Din punct de vedere al organizării, aceste concursuri sunt foarte bine organizate. Sunt concursuri organizate de diferite organizații, gen Ironman sau Challenge, concursuri organizate cum avem și noi la noi în țară de Ironman, care nu au niciun fel de licență. Sunt concursuri organizate de Federația Internațională de Ironman, International Ultra Triathlon Association. Sunt concursuri foarte bine organizate, cu reguli bine puse la punct. Ai la probele de not, ai lângă tine persoane în bărci care monitorizează în permanență pe margine, sunt arbitri. La proba de bicicletă există persoane cu, cel puțin la concursul unde am fost eu acum în Slovenia, acum anul trecut, există persoane cu mașini sau motociclete? Cu motociclete care trec și supervizează traseul, sunt reguli, nu ai voie să trișezi. Cu ce ai putea alergare, trișa la un astfel de concurs? Păi există posibilitatea să trișezi, să mergi la plasă, de exemplu. Ce nu ai asta? Voie să mergi la plasă. Înseamnă că stai în spatele altui sportiv, concurent, stai în spatele lui la bicicletă și mergi în plasa lui, practic. Nu iei vântul, nu iei vântul în față, mergi în viteza lui, picioarele sunt odihnite, sunt reguli pe care trebuie să le respecti. Din punctul de vedere a ceea ce a contat în a te decide să abordezi această probă și ai și câștigat-o, a fost mai degrabă o chestiune de pasiune sau de voință? Cunosc oameni care alergă la maratoane, am o prietenă foarte dragă care alergă la maratoane și și-a propus să alerge ceva
patru maratoni, o distanță de asta, nu știu, 120 de kilometri sau ceva, nu știu cum este, la ei, în Statele Unite. Da. Și îmi spunea că nu-i place să alerge. Deci chiar nu-i place să alerge, dar a fost o chestiune de voință. Ți-e place să faci probele? Îmi place să fac foarte mult sport. Deja sportul face parte din viața mea. Vreau să fac o mică precizare. Nu am câștigat concursul, am recordul național la proba de dublu la Ironman. Sunt care, persoane... care e diferența? Diferența este că eu am terminat în 30 de ore și 26 de minute, iar primii au terminat, care sunt profesioniști, se pregătesc strict pentru aceste probe, altceva nu fac, au probabil 8 ore de antrenament pe zi. Ei au terminat undeva pe la 24-25 de ore, e o diferență de 6 ore între mine și ei, ca să spun așa. Diferența unde se face diferența? La care dintre probe? Se adună, da. Se cumulează sau se una cumulează unde ei la cursele astea de la Ironman în sus, diferența este făcută la proba de bicicletă. Bineînțeles, și la alergare. La not foarte puțin, dar poți recupera la proba de bicicletă. Proba de bicicletă este o probă foarte importantă. Deci 180 de kilometri. Nu, 360 de kilometri. 360 de și 84,4 alergare. 360 bicicletă, 84,4 alergare și încep cu proba de not de 7600. Deci ați putea să traversați România, nu într-o diagonală, cu siguranță, punând toate, da, lucrurile astea. Dacă pui și orele de antrenament petrecute și kilometri la antrenament, sigur ajungi pe undeva prin Spania. Da. Cum vă pregătiți pentru un astfel de concurs? Păi, în general, pentru că am un serviciu și un serviciu full-time, care mă solicită foarte mult, mă solicită din toate punctele de vedere, practic eu când ajung acolo trebuie să emană o energie pentru toată lumea, pentru colegi, pentru absolut toată lumea. Mă trezesc dimineața, în general dimineața sau seara, când înainte de acest concurs de dublu Ironman, am făcut antrenamente noaptea. Practic veneam de la muncă, dormeam, pentru că știam de la Vincenzo, de la prietenul meu, știam că voi rula și noaptea pe bicicletă și era foarte important să pot să fiu pregătit noaptea. Veneam de la muncă, dormeam câteva ore. E chestiune de biorit sau și de vizibilitate, de vedere nocturnă? Păi e chestiune de absolut tot. Pentru că, practic, aveai doar o mică porțiune luminată din traseu. Restul traseului fiind... Ai căzut vreodată cu bicicleta? Da, s-a întâmplat să cad. S-a întâmplat să cad de câteva ori. Odată am căzut, am vrut să merg la țară cu bicicleta, am trecut o cale ferată, erau într-o localitate, într-o stație, și am trecut cale ferată și am căzut. Dar m-am ridicat repede, m-am scuturat să nu mă vadă, eram... S-a întâmplat, se întâmplă. Nu am putut să scot pantofii din pedale și... Se întâmplă. Ce calități trebuie să ai pentru a participa la un astfel de concurs? Când știi că ești pregătit să participi la așa ceva? Sincer, nu ești niciodată pregătit pentru așa ceva. N-ai cum să spui sunt pregătit 100%, merg să fac concursul ăsta, pentru că nu ești pregătit 100%. Ca să fii pregătit 100%, nu știu, trebuie să fii, la concursul ăsta trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere fizic, pentru că degeaba ești din punct de vedere fizic dacă la un moment dat cedezi. Trebuie să fii obișnuit cu rutina, trebuie să fii obișnuit cu... De aceea v-am spus că făceam antrenamente noaptea, ca să mă obișnuiesc cu rutina, să mă obișnuiesc cu antrenamentele noaptea, să mă obișnuiesc cu stilul de noapte. Trebuie să fii obișnuit cu absolut toate lucrurile, cu tot. Ce ai făcut antrenamente și în străinătate vreodată sau doar în România? Nu, doar am participat la concursuri în străinătate. Am fost și în Germania la un Ironman. Nu am făcut antrenament. Din nefericire, nu am apucat să fac. Poate, cine știe, în viitor o să am ocazia să... Când cineva ne ascultă și spune, ok, aleargă 84 de kilometri, pare o distanță uriașă. Totuși,
ca să dăm și niște sfaturi practice celor care ne ascultă și să le deschidem apetitul către mișcare. Cum se construiesc acești 84 de kilometri? Că bănesc că n-ai ajuns să alergi 84 de kilometri peste noapte. Deci cam care sunt etapele așa de creștere? De unde începi și cum dezvolți? Păi, în primul rând, trebuie să ai o strategie în fiecare antrenament. Trebuie să ai o strategie, trebuie să urmezi niște pași în fiecare antrenament. Fiecare antrenament trebuie început cu o încălzire. După fiecare antrenament trebuie să termin cu un stretching, pentru că numai așa poți să faci sănătos. Fiecare antrenament trebuie să-l faci, nu trebuie să vezi dacă cineva merge mai repede decât tine sau dacă cineva aleargă mai repede decât tine și tu nu poți să încerci să alergi, să forțezi limitele. Trebuie să o iei pas cu pas, fiecare lucru se face pas cu pas, într-un mod organizat. Trebuie să începi să alergi 2 km, 5 km, 10 km, te duci la o probă de cross de 10 km, după care îți pui ca și scop... Te motivează, te ambiționează. Exact, îți pui ca și scop să termini un semi-maraton, după ce ai terminat semi-maratonul, să termini un maraton. Nu recomand tuturor să facă probe de anduranță, pentru că, din punctul meu de vedere, nu sunt sănătoase aceste probe, cum de altfel nici la sală, dacă mergi, nu este recomandat să lucrezi cu 300 de kg. Este de preferat să lucrezi cu greutăți mici, să faci multe repetări ca să fii sănătos. La fel și probele de anduranță, probabil că la un moment dat dăunează ligamentelor, genunchilor, oaselor. Este recomandat să faci sport ca să fii sănătos, să faci sport într-un mod sănătos, să faci sport, să mergi în limitele pe care le ai. Dacă vrei și simți că poți să faci mai mult, cerul este limita și trebuie să ți depășești limitele astea. Este bine să încerci în viață să-ți depășești unele limite. Dacă ai terminat un maraton, e bine să încerci un triatlon. Dacă termini un triatlon, du-te și fă un Ironman. Să vezi că după proba asta de Ironman vezi altfel lucrurile. Apropo de Ironman, care men în denumire, da. Există și Iron Woman? Iron Woman participă la Ironman. Ironman este o definiție, da, o general, așa ceva. Dar sunt și fete care participă. Sunt foarte multe fete care participă cu timp foarte bun la aceste competiții, fete care întrec băieți, și eu am fost în trecut de multe fete, soția mea la un moment dat, ca să mă ambiționeze, îmi spune: vezi că este o fată în fața ta, aleargă, sunt trește. Da. Contează să ai familia cu tine sau pe cineva apropiat? Da, contează foarte mult, foarte mult să fii susținut în toate proiectele tale. Contează foarte mult să fii susținut de către prieteni, de către familie, pentru că, bine, eu în cazul meu am întâmpinat foarte multe persoane care mi-au spus că și m-au întrebat: de ce fac asta? Sunt nebun? Ce-mi trebuie? Pot să mă limitez? Nu am... Dar eu simt că lucrurile astea mă încarcă pe mine cu ceva pozitiv. Endorfinele mele sunt ok după concursurile astea, nu am probleme, nu am avut, slavă Domnului, până acum probleme de ordin fizic. Dacă aș fi avut, probabil că mi-aș fi pus un semn de întrebare, însă am încercat să merg în limitele mele, să mi le depășesc câteodată, pentru că am ajuns să mi le depășesc. Altfel nu aș fi ajuns la rezultatele alea și... Uite, din punctul ăsta de vedere, cum faci alegerea când să te oprești? Pentru că suntem într-o perioadă în care vedem că anumiți oameni își forțează limitele cu un vis frumos, dar câteodată se termină tragic. Corect. Cum știi unde să te oprești cu forțatul acestor limite? Păi... ale corpului tău, ale naturii, ale situației de viață în care te găsești? Păi, în general, este bine să încerci să te autodepășești în viață, în absolut toate lucrurile. Să încerci să poți să-ți depășești limitele. Asta ar trebui să fie scopul fiecărui om, să încerce să-și depășească, să iasă din zona lui de confort, pentru că majoritatea au zona de confort. Uite, îți dau un exemplu. Pentru că avem niște alpiniști care sunt celebri și care au escaladat vârfuri pe Everest, dar unii dintre ei au avut înțelepciunea în anumite momente să se oprească și să spună: muntele nu-mi permite acum să fac
ascensiunea finală către vârf. Mă întorc. Sigur, au fost niște luni de pregătire, au fost niște săptămâni de aclimatizare, au fost niște zile de temperaturi crunte până ajungi acolo în tabăra, nu știu, 4-5, nu cunosc, sunt niște nivele. Și când să faci ultimul salt, s-a stricat vremea, dar până la urmă te întrebi, forțez să ajung acolo doar să pun steagul și poate nu mă mai întorc, sau accept o mică înfrângere de moment, poate nu mă mai ține corpul sau poate că nu-mi permite ambianța și vine anul următor. Este perfect adevărat. Câteodată trebuie să renunți. Ai este renunțat bine să odată renunți. La vreo cursă? Nu am renunțat niciodată. Nu am avut ghinionul ăsta, ca să răspund, ghinion între ghilimele, ca să renunț. Însă am avut prieteni care au avut chestia asta, au renunțat. Am prieteni care au renunțat, nu au avut norocul, nu a fost ziua lor, nu s-a întâmplat să forțeze prea mult, să-și forțeze prea mult corpul în ziua aia. Au fost condiții nefavorabile, a fost prea cald afară sau, nu știu, veneau după un alt concurs și au văzut că nu este ok să forțeze având alte scopuri în viitor. Cum trebuie să te alimentezi pentru a face sport de performanță? Păi, alimentația este foarte importantă. Foarte importantă în sport în general, neapărat în sportul de performanță. Dacă nu te alimentezi, corpul este ca și o mașină. Dacă nu îi dai carburant care îi trebuie, nu schimbi uleiul, nu o duci la mecanic, nu așa, poți să pui motorină în motorul de benzină. Corect. La fel și cu alimentația. Este foarte important să mănânci cum trebuie. Ce înseamnă cum trebuie din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere. Eu nu sunt nici vegan, nici nu pot să spun că sunt foarte carnivor. Îmi place să mănânc sănătos. Practic consum foarte multe fructe, mănânc multe produse naturale. Soția mea gătește foarte bine și mănânc foarte mult împreună cu tatăl meu, bineînțeles, gătesc foarte bine și mâncăm foarte mult mâncare preparată de către noi și în casă și beau lapte, îmi fac shake-uri foarte multe din diferite fructe, consum vitamine foarte mult, mănânc carne. Nu am... Un anumit tip de carne sau orice fel de carne? Încerc să mănânc vită, încerc să mănânc pui, dar mai mult puiul din luat de undeva de la țară sau așa, și curcan. Carne care cât de cât este mai sănătoasă pentru organism. Și din perspectiva regimului de odihnă? Regimul ai o disciplină, da, de somn? Dacă nu ești organizat, nu poți să faci nimic în viață, nu poți să faci sport, nu poți să faci nimic în general. Da, sunt organizat pentru că și odihna este foarte importantă, pentru că fără odihnă nu poți să te recuperezi. Corpul nu poate să se recupereze din punct de vedere fizic. Și nu poți să ajungi acolo unde trebuie să ajungi. Practic, fac 6 zile pe săptămână antrenament, o zi pe săptămână îmi iau liber, nu de fiecare dată în aceeași zi, încerc să-mi ascult corpul. Dacă simt că luni sunt obosit, mi-am luat luni, dacă simt că marți, miercuri sunt obosit, îmi iau în ziua respectivă, practic o zi, îmi iau pe săptămână, mă odihnesc, încerc să mă culc de vreme, nu reușesc de fiecare dată, recunosc, pentru că mai am și alte priorități, am familie, îmi place să citesc, vreau să văd și eu un film. Ce citești? Sunt multe lucruri pe care le citesc, am multe cărți de sport, multe cărți care mă motivaționale. Nu vin niciun exemplu acum în cap să vă dau, dar... Ai un sportiv preferat sau pe care consideri așa inspirația ta? Sunt foarte mulți sportivi și din România și din străinătate care mă motivează. Un sportiv amator care m-a motivat foarte mult este chiar prietenul meu, Vincenzio.
El însuși are o poveste foarte frumoasă și inspirațională, exact, da. Pentru că, spre deosebire de tine, că ai început de mic să fii sportiv, să faci diverse lucruri, el a început la maturitate. Și chiar a făcut și el când era mic, a făcut puțin sport, a făcut puțin rugby, dar când la maturitate, întâmplător, să știți că primul nostru maraton ne-am întâlnit întâmplător la o toaletă. Eu nu știam că el alergă, el nu știa că eu o să alerg în acea cursă și ne-am întâlnit înainte de cursă, după care am făcut cursa 3/4 împreună și de acolo s-a legat, pentru că nu ne cunoșteam hobby-urile, de acolo am început să se lege o prietenie frumoasă între noi și între familiile noastre și de aceea este foarte important. Contează și anturajul pe care l-ai să te susțină, că e greu de unul singur să tot alerge așa de nebun. Corect, contează foarte mult, da, contează foarte mult anturajul, contează foarte mult să ai grupul cu care să mergi. În București, pentru că noi suntem din București, sunt foarte multe cluburi, foarte multe grupuri de alergare, foarte multe grupuri de persoane care merg să noate, de persoane care ies cu bicicletele. Există curse organizate și pentru amatori de provocări pentru curse de bicicletă, foarte multe, de ciclism, foarte multe. Prin urmare, încurajez oamenii să-și caute un astfel de club, de grup și să se încurajeze unii cu alții. Încurajez să meargă la mișcare, pentru că mișcarea este foarte importantă pentru noi, ca și oameni. Este foarte important să te hidratezi, să bei apă în fiecare zi, este foarte important să faci mișcare, pentru că în corp noi avem niște toxine, avem toxine în corp și ele nu pot fi eliminate decât prin mișcare, prin sport. Indiferent că faci sport afară sau că mergi la sală, sunt acum foarte multe săli de fitness unde poți să faci mișcare. Nu te motivează nimic afară, ai posibilitatea să mergi la sală. Poți să mergi la o sală, să fii într-un grup de oameni, să crezi prieteni. Vorbim despre sală, ești managerul World Class Lugerului. Da. Ce faci pe plan profesional? Te întâlnesc cu oamenii acolo făcând ce? Cum decurge ziua ta? Păi ziua mea decurge foarte frumos, ca să spun așa. Sunt încerc să am un program destul de flexibil, ca să spun așa. Practic nu am un program strict să, de la 9 la 5. Eu trebuie să fiu în permanență acolo. Încerc să-mi fac programul să fiu și dimineața, să fiu și seara, să fiu și la prânz, să pot să discut cu cât mai mulți oameni, să încerc să-i motivez, să pot să... Deci te implici și ca coach, ca trainer, nu doar ca manager al clubului. Ca pe partea asta de coaching, doar ca și sfaturi, ce pot da din experiența mea acumulată. Există persoane cu mult mai multă experiență decât mine acolo, pot îndruma oamenii, eu cunoscându-mi foarte bine colegii, pot îndruma către persoanele care sunt potrivite pentru fiecare client în parte, pentru fiecare membru în parte. Și se potrivește faptul că și pe plan profesional ești implicat în zona sportului? Da, mi se potrivește foarte mult, îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că este îmbinarea perfectă dintre management și sport, este îmbinarea perfectă ce este cel mai frumos, să faci ceea ce îți place cel mai mult. Dacă faci ce îți place cel mai mult, atunci obții performanțele. Cu ce tip de nevoi vin clienții la sală? Păi, în general, vin să... Mulți își doresc să slăbească. Mai mult fete sau băieți? Sunt jumătate-jumătate. Mulți își doresc să slăbească, sunt o parte care urmăresc să meargă la concursul împreună cu... cred că pe unele imagini sunt poze, împreună cu unii membri. Am fost chiar la concursuri de Ironman. I-am încurajat să își depășească limitele, i-am înscris de foarte multe ori la concursuri. Am colegi care fac aceleași lucruri ca și mine și încurajează la fel chestia asta, să poți să faci, să te autodepășești. Prin faptul că sunt acolo și încerc să-i ajut, să-i motivez, să fiu un exemplu pentru ei, să
le dau un exemplu prin ceea ce fac eu, pentru că nu este ușor, este mult mai ușor să vii după un job și să faci o oră de educație fizică, este pentru tine. Este mult mai greu ce facem noi pe partea asta de anduranță, de Ironman, de dublu Ironman, și cu toate astea eu îmi fac timp să fac, să-mi fac antrenamentele, să pot să stau cu familia, să ies cu prietenii, să merg la muncă, un job full-time și să fiu și fericit, sunt sănătos, toate lucrurile. Apropo de anduranță, ai participat vreodată la vreo cursă din asta în deșert sau în frig, la temperaturi scăzute? În deșert nu am participat, însă am făcut o cursă de pe Transfăgărășan, un ultramaraton. Am alergat un ultramaraton organizat de Andrei Roșu. După ceasul meu au fost 86 de kilometri, el era de 84 de kilometri, dar eu am alergat 86 de kilometri în aproximativ 10 ore. Transfăgărășan, care este unul dintre cele mai frumoase trasee și considerat chiar la nivel internațional, exact, da. Unul dintre obiectivele turistice ale lumii. Da. Trasee, unul dintre cele mai frumoase și dintre cele mai grele trasee. Deci are pantă înclinată? Sau păi care am alergat care... chiar pe el, da, este diferență foarte mare de nivel. Am plecat de undeva de la Cabana Europa, am ajuns la Bâlea Lac, după care am coborât, dar nu era o coborâre, că era o coborâre cu urcări, până la cetatea Poenari, după care am urcat foarte multe trepte, cred că 1600 erau, până sus la cetate și acolo a fost finish-ul. Povestește-ne niște întâmplări mai inedite din concursurile tale care te-au marcat sau care ți-au părut așa da. Mai deosebite. Păi, deosebite. Ca să spun așa, chiar aici în Slovenia am avut o problemă. Nu o să spun o fază, o situație, nu o să povestesc o situație plăcută, pentru că nu a fost una, dar s-a terminat plăcut. Am întâmpinat o problemă la proba de alergare, pentru că nu mi-am ascultat corpul și nu mi-am ascultat corpul și nici strategia care trebuia urmat, pentru că înainte de fiecare concurs îmi fac o strategie de luptă, ca să spun așa. Nu mi-am ascultat corpul și mi s-a făcut rău la proba de alergare, trebuia ca să încep așa, când am început proba de alergare, am mers cineva cu mine cu bicicleta să-mi indice traseul. Am simțit că mă simt foarte bine și că pot să alerg, aveam adrenalină în mine și am zis nu, o să alerg 10-15 km și mă opresc după. După două, trei ture, adică după vreo 4 km, am stat jos să beau ceva, să mă hidratez și am zis că plec. După aceea să alerg. Cât am stat jos, mi s-a făcut rău, eram transpirat, am intrat în șoc, am început să tremur și am intrat undeva într-o sală de sport, am stat o oră să-mi revin. Mi-a fost foarte rău, aveam stări de vomă, mi-a făcut soția mea un ceai calmant, am stat întins, m-am liniștit, am făcut un duș fierbinte să-mi revin și am avut norocul și puterea și psihică și fizică, mi-am revenit și am început din nou competiția. Proba. Da. Nu am mai fost ca la început, dacă probabil că aș fi scos un timp mai bun, dacă mi-aș fi urmat strategia, dar din greșeli înveți și numai din experiența acumulată poți să înveți. În funcție de ce stabilești strategia? Spune că îți faci o strategie da. Pentru fiecare concurs. Da. De ce ții cont? Păi, în primul rând țin cont de timpii pe care știu că pot să-i scot eu. De timpii pe care pot să-i scot în antrenamente, îmi fac o strategie. De exemplu, la not știam că după câțiva kilometri trebuie să mă opresc, să iau un gel, să beau izotonic ca să nu mă deshidratez, pentru că în apă te deshidratezi destul de mult. Și după proba de not să fiu foarte proaspăt, să mă simt foarte, foarte ok. Am urmat
în tocmai strategia, dar la alergare n-a fost așa, după cum v-am spus. Timp după timp, după cum mă simt, dar în general după timp din antrenament, după ceea ce îmi propun eu, pentru că de fiecare dată mergi cu un scop, ca și în viață un scop și la, și la probele de la concursul la care mergi, ai un scop, ai un scop, vrei să nu neg faptul, când m-am dus acolo scopul meu era să-l termin și să-l întreg pe prietenul meu Vincenzio, la, tot la, la sfatul lui. Mi-a zis, băi, tu trebuie să mergi acolo cu scopul ăsta, trebuie să ai în minte că trebuie să mă întregi pe mine. Dacă nu aș fi mers cu un scop acolo, probabil că aș fi cedat sau probabil că aș fi renunțat sau probabil că aș fi mers mult mai încet decât... Deci este și o chestiune puternic psihologică. Exact, exact. Context. Este foarte important factorul psihologic în... Ce poți să spui despre echipamente? Am văzut și un articol scris de tine despre importanța încălțăminții în alergare. Da, încălțăminte. Foarte important. Cum alegi, când o schimbi? De ce trebuie să ținem cont și ca sportiv, dar și ca persoane obișnuite care încearcă să facă mișcare? Păi, în primul rând, ai nevoie de, ca și începător, nu trebuie să-ți iei cel mai de top echipament. Trebuie să-ți iei echipament confortabil. Acum sunt foarte multe magazine care vând foarte multe lanțuri de... magazine care vând echipamente. Dar trebuie să ai totuși încălțăminte de alergare, nu de exemplu dacă alergi. Da. Nu orice pantofi. Pentru diferite probe. De exemplu, dacă alegi probă de maraton, ai nevoie de Adidas cât mai ușor de maraton, de alergare. Dacă alegi probe de anduranță, ai nevoie de Adidas de anduranță mai, cu perne mult mai rezistente. Dacă alegi probe scurte de triatlon sau probe scurte de sprint, triatlon, ai nevoie de Adidas și fără șireturi pe care să-i încalci și să-i descalci ca să faci tranziția foarte repede. Dacă alergi probe de trail pe munte, ai nevoie de Adidas de trail cu crampoane. Sunt foarte multe tipuri de încălțări pe care tu poți să le... Face diferența într-un concurs, da. Echipamentul pe care îl ai? Da, face diferența foarte mult, dar face și pregătirea. Nu neapărat că poți să ai cel mai de top echipament. Dacă nu ești obișnuit, cu el, dacă nu ești pregătit fizic să duci, ești doar îmbrăcat ca un profesionist, dar nu dai bine la poze. Apropo de chestia asta, chiar spunea cineva că noi românii ne cumpărăm echipament sportiv să dăm bine în poze, așa, dar nu facem neapărat mișcare pentru echipamentul pe care îl avem. Da. Este vrem foarte să pozăm, important că suntem sportivi. Da. Este foarte important echipamentul. V-am spus, și pentru sănătate. Practic, dacă ți-o pereche de Adidas, și care nu sunt de bună calitate, există posibilitatea să te accidentezi. Sunt foarte, din punctul meu de vedere, eu am trecut printr-o experiență din asta, am avut o pereche de Adidas care nu era, erau puțin tociți, folosiți, erau de firmă, dar erau mai tociți, nu erau special pentru o pistă de atletism și pur și simplu nu puteam să mai calc în picior, am făcut asta la început, cu mult timp. De atunci nu am avut nicio problemă, pentru că am știut că trebuie să-mi cumpăr echipamente și îmi cumpăr. Am înțeles că există și niște corectoare, că noi călcăm cumva există... diferit cu fiecare exact. Picior și trebuie să da. Facem niște corecții de poziție. Da, nu? Da. Există tipuri, ca să vă mai dau aici un exemplu, există tipuri de încălțăminte pentru fiecare călcătură, ca să spun așa. Pentru că fiecare om are calcă ori în interior, ori în exterior și există Adidas. Nu neapărat, există Adidas care te ajută ca să poți să corectezi și să nu te accidentezi. Dar am înțeles că ajută și la postură și chiar și la sănătate să ai o încălțăminte corectoare. Foarte mult ajută, foarte mult. De aceea recomand ca de fiecare dată când te apuci de un sport să mergi să discuți
cu un specialist, să mergi să discuți cu o persoană, de exemplu, care are experiență mult mai mare, alergători. Dacă vrei să alergi, să mergi să discuți cu într-un grup de alergători, să mergi la o sală de fitness să discuți cu un instructor care îți poate da sfaturi. Dacă vrei să noți, la fel, poți să te duci la un instructor de not, să-l întrebi câteva lucruri, pentru că și la not sunt tehnici de not. Sunt diferite tehnici de not, alunecarea se face într-un fel în apă, poziția trebuie să fie ca să nu să poți să noți corect, și la alergare la fel trebuie să ai o poziție, este foarte importantă poziția în alergare, pentru că te poți accidenta la coloană, te poți accidenta la genunchi, îți poți accidenta picioarele, gleznele, la fel și la bicicletă, dacă nu duci picioarele cum trebuie, dacă nu simți pedala, dacă nu ai poziția care trebuie, dacă bicicleta, ca și la sală, la sală sau în când ești cu bicicleta, bicicleta trebuie setată strict pentru înălțimea ta. Mi se întâmplă să văd persoane când alerg ca o bicicleta, merg cu picioarele foarte îndoite, ca o bicicleta, mă opresc și le spun, ridică bicicleta, bicicleta trebuie să fie la nivelul ăsta, trebuie să o ai așa, se uită la mine, wow, ce, că eu merg ok, îi spun, dacă o să mergi așa o să-ți distrugi ligamentele, nu este în regulă. Bicicleta trebuie setată corect. Pentru fiecare pentru persoană, fiecare. Înălțime. Exact, și... exact, da. Chiar dacă nu ajungi cu picioarele la pământ, de pe ea, dar ea trebuie, pentru că sunt biciclete care nu au cadru, au, sunt mai, dar trebuie să înveți să-ți setezi lucrurile, să înveți să-ți iei echipamentul care trebuie, să înveți să mănânci sănătos, să înveți să îți dorești să faci lucruri într-un mod sănătos pentru tine, că practic nu le faci ca să ajungi campion mondial, pentru că este foarte greu, campion mondial este doar unul singur, cel mai bun, care din punct de vedere genetic este, poate să fie campion mondial sau olimpic și care este 100% pregătit, 1000 la 1000 pregătit în momentul ăla ca să fie. Ceilalți suntem amatori și trebuie să facem lucrurile astea până la bătrânețe într-un mod sănătos, să avem un stil de viață sănătos, să mâncăm sănătos, să dormim, să vizităm lucruri, pentru că prin faptul că participi la un concurs, te duci la un concurs la Oradea sau la Constanța sau, nu știu, afară, poți să mergi cu familia și să legi lucrurile astea printr-un, nu știu, să vizitezi orașul ăla, să rămâi un cu ceva. Un fel de city break. Exact, exact, exact. Și rămâi și sunt cu maratoane niște... foarte mari la Paris, în Germania, sunt maratoane foarte mari unde poți să vizitezi orașul, îl vezi alergând. Cum faci alegerea potrivită între a face sport în sală și a face sport afară? Sau în funcție de ce alegi și ce recomanzi? Păi eu aș recomanda în primul rând să mergi la sală. Să mergi la sală, pentru că numai de ce îți spun asta? Pentru că majoritatea românilor sunt sedentari. Nu fac sport. Au o teamă de chestia asta. Au scuze, tot timpul găsesc scuze că nu au timp, că și nu vin către sport nici afară, nici în sală. Ca să poți să fii motivat într-adevăr trebuie să mergi undeva într-un grup. Cum făceam la școală? La școală mergeam și făceam orele de sport cu un instructor, cu un profesor care ne punea să facem exerciții fizice, la fel și la sală. Găsești acolo un anturaj și profesorul care să ți există clase pentru absolut oricine. Există clase. Pe nivele de... Exact. Există clase, de exemplu, dacă ești începător, poți să mergi la o clasă de aquagym, poți să mergi la o clasă de zumba, poți să mergi la o clasă de cycling, unde să fii motivat. Ai de unde să alegi. Dacă ești undeva mai, la un nivel mai avansat și îți dorești să evoluezi mai mult, poți să mergi la alte clase, la o clasă de body pump, de metabolic. Există clase unde îți lucrează tot corpul, te tonifiezi, ajungi la un nivel de rezistență fizică, plus că în sală există posibilitatea să lucrezi pe bandă, pe bicicletă, poți ajunge la un nivel după care îți găsești provocările care să te duc afară, îți găsești provocările să îți alegi un concurs. Îți alegi un concurs, mergi la acel concurs de cross sau eu știu ce concurs,
Și mergi la concursul ăla, dar ești pregătit din punct de vedere fizic corect de către un specialist. Poți de asemenea să apelezi la un instructor personal, un instructor personal care îți poate crea un program personalizat, te poate ajuta pe partea de nutriție, pentru că sunt foarte mulți instructori care au făcut cursuri de nutriție și îți pot da sfaturi în direcția asta. Claudiu, suntem chiar pe finalul emisiunii noastre. Aș vrea să te întreb care a fost cea mai mare satisfacție pe care ai avut-o până acum datorită sportului. Cea mai mare satisfacție? Cea mai mare satisfacție sunt două, ca să spun așa. Una, a mea personal, este că am ajuns să am recordul național la dublu Ironman și că am putut să mă depășesc, să mă autodepășesc și să fiu eu... să ajung acolo, iar cealaltă care este pe plan, pe celălalt plan, că am familia și prietenii aproape și este un lucru foarte important să ai, să existe uniunea asta, să existe familia și prietenii care să fie acolo, să fie un grup și să te înțelegi, să te motiveze, să fii să fii fericit, că asta contează cel mai mult. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Claudiu. A fost Claudiu Vasile, dublu Ironman. Mulțumim foarte mult pentru sfaturile date și te mai așteptăm cu noi performanțe și noi sfaturi. Iar pe dumneavoastră vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Urmează știrile Canal 33.